Doar puțin timp ne mai desparte de sărbătoarea Crăciunului și, potrivit tradiției, majoritatea făgărășenilor sacrifică porci în această perioadă. Numai că unii au avut ghinionul, iar carnea animalului a fost infestată cu Trichinella spiralis. În aceste cazuri, oamenii au rămas fără produse din carnele porc pe masa de sărbători. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov informează că, în conformitate cu hotărârea de guvern numărul 1214 din 7 octombrie 2009, trichineloza la porci este o boală supusă măsurilor de eradicare în strategie națională. Deținătorii oricărui animal diagnosticat cu o astfel de boală vor fi despăgubiți de la bugetul de stat, în urma dosarului de despăgubire depus la DSVS a Brașov. Beneficiază de despăgubiri potrivit legii persoanele fizice proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deținute cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la declararea și înregistrarea obligatorie în Registrul Agricol și în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Animalul diagnosticat pozitiv trebuie să fie identificat, se întocmește ancheta epidemiologică, iar apoi va fi dirijat obligatoriu către o unitate de incinerare.